Până în data de 10 iulie deveni poți scăpa gratuit de deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice. Acțiunea face parte din campania Orașe Curate, în care este parteneră și Primăria Municipiului Deva. Deveniau la dispoziție mai multe modalități de a preda deșeurile electrice și electronice, inclusiv pe cele voluminoase, precum mașinile de spălat sau frigiderele. În cadrul acestei campanii, cetățenii municipiului Deva au posibilitatea să predea echipamentele electronice uzate la Salubritate SA, după Baia Sărată, unde este punctul de colectare, de luni până vineri, între orele 7 și 18. De asemenea, cetățenii au la dispoziție posibilitatea să li se ridice gratuit de la domiciliu echipamentele uzate care sunt voluminoase. Comanda se poate face la telefonul 0254-229-522. Pentru a încuraja această inițiativă, organizatorii campaniei oferă și premii în funcție de cantitatea de deșeuri predată. Mai multe detalii despre această campanie pot fi aflate pe site-ul www.ecotic.ro.